Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului că am ajuns și seara aceasta, o săptămână eram la Milano, în adunarea de la Milano, și uite-ne că cu ajutorul Domnului suntem aici la Dragona. Ascultam pe frați de la început și mă uitam la fratele Costel și aduce aminte de clipele prin care a trecut. Vorbeam și noi pe mașină când veneam cu soția despre când eram noi copii. Aveam grijile mai mari, era altfel, aveai 6, 7, 8 anișori și trebuia să ai grijă de aia la mai mici. Îi ți-i lăsa acasă tata și mama și trebuia să ai grijă de ei. Când veneau acasă, trebuia să mănânce, trebuia și s-au schimbat vremurile și alte vremuri, alți oameni, alte gânduri și nu poți ca să, ce să facem. Dar important e că Dumnezeu a rămas același, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu a fost atunci în adunare și este și astăzi aici în adunare. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Suntem la un majorat și aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim în ziua când poate am făcut 18 ani. Și din ziua când am făcut 18 ani și până la astăzi, cât l-am slujit pe Dumnezeu, cât l-am iubit pe Dumnezeu, ce am făcut noi pentru numele Lui Dumnezeu. Au fost aici care chiar eu am vorbit la majoraturi aici, nu-i mai vezi, parcă au plecat. Și sincer vă spun, mă bucur în seara aceasta pentru că așa cum a zis fratele Vio, David, ai ales să-ți petreci clipele acestea alături de Dumnezeu. E cea mai mare binecuvântare pe pământ. Este cea mai mare mulțumire pe care o aduci lui Dumnezeu, care într-o zi El pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi, L-a dat pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre. Și ce important e ca mulțumire pentru tot ce a făcut El, astăzi să fie aici și să-i aduce o mulțumire. Este ceva minunat. Dar pentru că te și cheamă David, și aș vrea un pic să mă leg din numele acesta David, în Proverbe, capitolul 22, versetul 1, spune un nume bun. Să ții minte lucrul acesta. La aduc aminte de un frate aici, spunea, îl chema pe cineva Emanuel, zice, la lucru și munceam cu el. Și Emanuel acesta tot a înjurat pe Dumnezeu și îi spunea, fratele, tu ai un nume bun, tu ai un nume frumos, ai un nume, de ce îl înjur pe Dumnezeu? Și spune cuvântul Domnului aici, în Proverbe, capitolul 22, versetul 1, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Un nume bun. Numele tău este David. Înseamnă cel iubit. Aș vrea în seara aceasta să privim spre un om al lui Dumnezeu. Un om care a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Și a fost psalmistul David. Puțini oameni li s-a dat o definiție să spună Nicu este un om așa și așa. Altul este un om rău, altul poate să fie un om mândru când aude de numele lui. Celălalt e un om
răutăcios, ca așa zic oamenii. Ăla la altul, vorbim de bogatul din Evanghelie, el era bogat. Nici nume nu mai avea. Dar un nume bun, când auzi de un nume bun, este mai de dorit decât aurul și decât argintul. Un nume bun, fratele Traian Dorz, un nume bun. Părintele Iosif, un nume bun. Psalmistul David, un nume bun. David, ai numele David, numele e prea iubit. Vreau să spun că într-o zi Dumnezeu a hotărât că acest nume, acest copil, acest tânăr să devină împărat în Israel. Acest tânăr, bagă de seamă, în seara aceasta vreau puțin să... Și majoritatea dintre noi să înțelegem unele lucruri, pentru că este foarte frumos, este o seară de majorat, o seară în care putem să învățăm foarte multe. Dumnezeu, din înaltul cerului, hotărăște proroci, Dumnezeu vorbește la Israel. Și la un moment dat, poporul Israel nu mai vrea să asculte și spune, noi vrem împărat. Și Dumnezeu le dă împărat. Și primul împărat este Saul. Și Dumnezeu într-o zi, datorită păcatelor pe care le face, îl dă deoparte. Și Saul îl apucă nervii, îl apucă supărarea. Eu am văzut oameni, îmi pare rău să o spun, în adunări, în birturi, în restaurante, la luz de lume, când i-a apucat, parcă cel rău îi scutura și erau așa de nervos, nu-i putea nimeni să-i calmeze. Te duceai la ei și spuneai, omule, calmează-te. Erau nunțele de lume la care am participat. Cântam, eram la microfon și îl vedem că vrea să răstoarne toate bagolul și nu știam că ce are. Și Saul arată cuvântul lui Dumnezeu că l-a apucat aceste, erau niște durele care îl chinuiau. Știi de ce avea nevoie? Avea nevoie de un tânăr. Un tânăr care să-i cânte. Nu să-i spună, nu să-l învețe, nu să-i arate. Un tânăr să-i cânte. Gândește-te că poate Dumnezeu te-a pus și pe tine să cânți în adunare ca să moi inimile oamenilor. Te-a pus în adunare ca inima celor întristați să le-o mângâi. Când te vei duce și începe să cânți la orgă, să simte că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin tine. Saul le-a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. În situația aceasta a spus, aduceți-l la mine. Unul din slujitorii a luat cuvântul și a zis, iată l-am văzut și vreau să fii foarte atent la acestea și fiecare dintre noi să fim atenți la aceste cuvinte, sunt așa de minunate. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată l-am văzut pe un fiu al lui Isai, betlemitul, care știe să cânte. Este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip. Și mai e ceva, să ții minte ultima parte a versetului. Cântă bine, vorbește bine. Face toate lucrurile acestea. Și ultima parte a versetului spune, și Domnul este cu el, slăvit să fie Domnul.
și Domnul este cu el. Ce minunat este că omul acesta știe să cânte, știe să vorbească. E și războinic. Dar Domnul e cu el. Domnul să fie cu tine toată viața. Domnul să te întărească. Domnul să te binecuvintează. Îți spun lucrurile acestea. Pentru că, deși registrat noi în lucrarea oastei Domnului și mulți, și nu numai lucrarea oastei Domnului, am avut mulți cântăreți, buni cântăreți, și avem în continuare, dar mulți dintre ei, la un moment dat, au încercat să se creadă foarte sus și Domnul i-a lăsat să cadă. David, psalmistul David, cel care a cântat, a spus: Doamne, m-ai pus pe o stâncă, sunt undeva așa de sus. Eu, Doamne, n-am să mă mai clatin niciodată. Eu care, Domnul este acum cu mine. Și zice, Dumnezeu s-a depărtat de mine. Și trebuia să facă psalmul 50-51 în sinodică. Păcatul meu, Doamne, este totdeauna înaintea mea. Omul care l-a cântat pe Dumnezeu, omul care a muiat inima lui Saul, omul care, când a ajuns la Saul și trebuia să-l omoare pe Saul, când îl fugărea, a spus, nu mă pot atinge, e unsul Domnului, nu pot face asta, eu nu mă pot răzbuna. A trebuit într-o zi să spună, am păcătuit. Vreau să merg un pic mai departe și vreau câteva gânduri în legătură cu David. Unul dintre lucrurile acestea pe care aș vrea să le reținem fiecare în seara aceasta, în toate lucrurile trebuie ca Domnul să fie cu noi. Știi întâmplarea? După acest lucru, când l-a luat în casă Saul, apoi urmează, după ajunge din nou la oi, se prezintă în fața fraților, în fața împăratului și spune, filisteanul acesta, Goliat, să ții minte, sunt niște lucruri foarte bine, mai ales că e numele tău, David, acolo chiar frații lui, familia lui, poate sunt frați care crezi, nu te aștept, prieteni care sunt așa de aproape, care spui, știu eu mândria ta, știu că tu te duci acolo pentru că ești mândru, știu că tu ești în ea. Dar el a spus acolo când s-a ajuns în fața lui Goliat. Știi ce a spus? David a zis lui filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta. În numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care o ai ocărât-o. Eu vin în numele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu mine. Acesta a fost David. Gândesc că dacă i-a dat numele că este om după inima lui Dumnezeu, m-a marcat un lucru iară, ceea ce a făcut David. Vreau să trec cât de repede se poate, pentru că timpul este înaintat. Saul moare. Prietenul lui cel mai bun, Ionatan, moare. Plânge. Într-o zi, David stă și se gândește. E un lucru interesant. Nu știu dacă mai sunt așa ceva pe pământ. Nu mai știu dacă mai sunt oameni. Și cred că eu nădăjduiesc că mai sunt. Ceea ce a făcut David în clipele acelea? David a zis, în capitolul 9 din 2 Samuel, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Și vă rog frumos să vă uitați la versetul 3. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port
cu El, cu o bunătate. Băgați de seama, e un lucru extraordinar. Așa mă marchează cuvintele acestea când le citesc în Sfânta Scriptură. Să mă port cu El, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Să mă port cu dușmanul meu, cu cel care m-a alergat, care a vrut să mă omoare. Oare mai e cineva din casa lui? Acum ei au murit. Dar vreau să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Numai David a putut spune, om după inima lui Dumnezeu. Avea o bunătate, bunătatea lui Dumnezeu. Acesta a fost David, omul cu inima legată de Dumnezeu. Dar a venit o zi, David, când el a trebuit să facă ceva și acel ceva l-a costat atât de mult încât a trebuit să ia totul de la început, a început să plângă. Era poporul Israel în război. Știu unde era David în clipa aceea, de data aceasta, știu unde era? Poporul era în război și el era acasă. Să relaxa. De data aceasta, David n-a mai plecat în altă parte, el era acasă. Stătea liniștit, poporul era în război, era luptă, și în această luptă, David s-a urcat pe acoperiș, pe palat. În momentul acela a zărit o femeie, omul după inima lui Dumnezeu. Omul care era aproape de Dumnezeu a zărit o femeie și atunci a întrebat, cine este? Cine este femeia aceasta frumoasă? Spune cuvântul Dumnezeu. Era frumoasă la chip. Și atunci i s-a spus, femeia aceasta este Batșeba. În momentul acela, David uită și de Dumnezeu, uită și de război, uită de toate. Aduceți femeia aceasta acasă. A dus acasă și a păcătuit. Cu ani în urmă, sper să nu greșesc, poate careva dintre frățiile voastre a citit, era o carte de-a Sfântului Angură de Aur, acolo amintea și mi-a plăcut atât de mult diferența între sentiment, vorbea de sentiment, dragostea, dragostea este un sentiment, dragostea este din Dumnezeu, dar dragostea este un sentiment. Și acolo făcea legătură Sfântului Angură de Aur și spunea în felul următor, aveți grijă ca sentimentul să fie condus de minte. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, zice, Dumnezeu, parcă în adins, a pus mintea deasupra inimii, pentru că în inimă se formează sentimentul de dragoste. Dar mintea trebuie să controleze acest sentiment. Ai grijă, avem grijă de cine ne îndrăgostim. David s-a îndrăgostit de Batșeba, mintea n-a mai fost la locul ei să controleze sentimentul și s-a trezit unde s-a trezit. Om după inima lui Dumnezeu a păcătuit și știi ce l-a costat. S-a întâmplat toate lucrurile acestea. Într-o zi, David, după toate păcatele, a trebuit să plece. A trebuit să plece, să fugă, și cred că duminică o aminti ceva, fratele Gigi, a trebuit să fugă chiar de băiatul lui, Absalom. Și fugind, spune cuvântul lui Dumnezeu, era acolo un om. În alergarea lui, ca să nu-l prindă fiul său, și mei,
vorbesc de capitolul 16, de la 2 Samuel, vorbea astfel când îl blestema pe David. Vă dați seama, în situația în care el fugea, totuși era un om care îl blestema și spunea, du-te, du-te, om al sângelui, om rău, Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, a cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău Absalom. Și iată-te, nenorocit, că ești un om al sângelui. Acolo urmează fiii țeruiei. A zis, pentru ce bleastă-mă acest câine mort pe Domnul meu, împărat, lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Dar împăratul a zis, ce aveți voi cu mine, fii țeruiei? Dacă bleastă-mă, înseamnă că Domnul i-a zis, bleastă-mă pe David. Cine-i va zice, dar, pentru ce faci așa? Și versetul 12, poate că Domnul, ce interesant e, poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi, slăvit să fie Domnul. Când cineva îți va vrea rău, ești acum tânăr, sunt oameni care îți vreau binele. Eu cred că familia ta îți vrea binele. Isai când și-a văzut feciorul că s-a dus și s-a dus. Și-a vins pe Goliat, l-a învins. A fost, cred că, cel mai fericit tată. Și-a zis, copilul meu s-a dus în numele lui Dumnezeu. Când o mamă își vede copilul, că îl slujește pe Dumnezeu, că ia chitara în mână și cu chitara să moie inimile oamenilor, inimile fraților, inimile bețivilor, inimile celor care nu îl slujesc pe Dumnezeu. Încep duhurile rele, o familie să bucură. Dar să știi că sunt și oameni care nu-ți vreau binele. Sunt oameni care parcă din interiorul lor îs invidioși. Sunt oameni care poate păcătuiesc. Oameni care nu te văd bine. Oameni când iei chitara ar vrea să meargă el să cânte cu chitara. Oameni când te duci la orgă să spună că el cântă mai bine ca tine. Oameni când te duci să predici să spună că mai bine predică el ca tine. Și el și dacă nu vorbește mai bine ca tine. Oameni care vrea de ascuns prin spate, să spune, să te lovească, să te blesteme. Îl blestema pe David și David fugea de copilul lui. Ce greu e să fugi tu ca tată, să-ți crești copilul și să fugi din fața copilului și copilul tău să te urmărească, să te omoare. Și în timp ce fugi, un străin să te blestemă și el și să spui că ești rău, că nu ești bun de nimic. Și David, e versetul acesta care spune, poate că Domnul se va uita la necazul meu și va face bine în locul blestemelor de astăzi, slăvit să fie Domnul. David a ajuns undeva sus. Cineva spunea, și mi-a plăcut această comparație, zice, David era muntele printre dealuri. Aș vrea astăzi, în seara aceasta, când faci 18 ani, să te gândești că în viața asta sunt urcușuri și coborâșuri. Fratele Traian a spus așa, nu poți ajunge niciodată pe Tabor. Nu poți ajunge niciodată pe Tabor fără să cobori prin Ghețimani. Rogă-te pentru clipa când va trebui să cobori prin Ghețimani. Rogă-te prin clipa când va trebui să fii mai mult în genunchi. Nu numai tu, ci fiecare dintre noi. Vor veni clipe
care nu vor fi numai bucurie, vor fi și clipe mai triste. Dar roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și pune-le toate în mâna lui Dumnezeu. Pentru că zice, ce bine-i ca un tânăr să poartă un jug în tinereța lui și să spie că Domnul l-a pus, bă, urmas. Dacă Dumnezeu ți-a pus un jug ție, și eu cred că îi la tine, ești responsabil într-o adunare, de o cântare, de ceva, să știi că Domnul vrea să te maturizeze, că Dumnezeu vrea să te folosească, că Dumnezeu vrea să mă folosească pentru împărăția Lui. Închei. Tot cu cuvânt din psalmistul David. Și am cântat-o la început. Când îi vei fi supărat, citești el și vezi că te va încuraja și zice, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa. Ce fain e să spui lui Dumnezeu, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă bat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să-ți binecuvinteze părință. Să te fac un exemplu, numele tău, peste ani de zile să zică, David a fost un băiat credincios, un om care a făcut bine adunării, un om pe care noi ne-am bazat. Când poate altcineva nu era la adunare, el era totdeauna sărea. Și atunci Dumnezeu te va binecuvânta toată viața ta. Respectă-ți părință, iubește-i părință. N-aveți ce face, suntem legați de ei. Părinții tăi nu-ți va spune niciodată cum mi-a spus mie tata să nu mă duc la adunare. Și-a spus, tu trebuie să mă asculți pe mine. Dacă eu ca tată spun să nu merg la adunare, tu nu trebuie să merg la adunare. Și m-am uitat cu lacrimi la tată și am spus, tăticule, da, ai dreptate, dar scrie aici în Scriptură, ascultați copiii de părinții voștri în Domnul. Ascultă-L pe Domnul și atunci vei asculta și părinții, slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.